Mobilă și spații moderne, după cum cer normele europene, curții europene, apă caldă la discreție și chiar o sală de sport. Nu este o reclamă la vreun hotel, ci sunt condițiile de la penitenciarul Găiești, considerat singura pușcărie de lux din România. Milionarii infractori sunt principalii clienți cazați aici. Printre aceștia și Ioan Niculae, unul dintre cei mai bogați români. La penitenciarul Găiești sunt repartizați deținuți în regim deschis. Pușcăriașii au aici o viață tihnită, iar cerința de 4 metri pătrați pentru fiecare deținut, cerută de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, este întru totul respectată. Pavilionul de lux este amenajat în corpul fostului centru de reeducare destinat minorelor. Sunt 10 camere, 9 cu câte 4 paturi, iar a 10-a încăpere are doar 2 paturi. Camerele sunt mari, iar deținuții de aici au acces și la un frigider aflat la intrare în camera ofițerului de pază. Secția are telefon, curte de plimbare, fiecare cameră are grup sanitar propriu și apă caldă permanent. Apa caldă, dar și căldura, pe timp de iarnă, provin de la centrala proprie. Acolo e pension. Practic, eu am fost mutat 2 luni acolo. A fost norocul meu. Am stat într-o celulă cu încă 2 colegi, iar la un moment dat a apărut și al 4-lea. Mâncarea bună, curățenie, gardienii îmi vorbeau frumos, ușile nu se închideau la celule, doar pe culoare. Povestește un fost deținut. Nu sunt nici pe departe singurele facilități. Cei aflați după gratii la Găiești se pot delecta cu meciuri pe un teren de fotbal generos, dar și la sala de sport utilată modern. 8 bucătari lucrează atât pentru prepararea mâncării deținuților, cât și a angajaților. Penitenciarul Găiești poate găzdui în jur de 600 de deținuți, însă doar viața celor din corpul E1 este una de lux. Aici a fost cazat și afaceristul Ioan Niculae, la fel și Victor Babiuc, fostul ministru al apărării. Adrian Cordunea.